Bun găsit, dragi oameni! Bun găsit! Eu sunt Dima Dragă și din partea comunității în Vrancea.ro. Dumneavoastră sunteți? Rodica Necula la Muzeul Vrancei, respectiv Mausoleul Soveja de când mă știu. Vreau astăzi să vă pun câteva întrebări simple. Și mă bucur de revederea noastră, nu-i așa? Adevărat! Bun! simțiți să lucrați la acest mausoleu? Foarte bine. În pielea mea aș putea spune. Mai bine de atât nu se poate. Adică aici este locul meu în care mă văd și m-am văzut dintotdeauna. Voi ce părere aveți despre acest mausoleu? Este frumos? Este mic? Ce părere aveți despre el? Da, într-adevăr, este mai mic, dar este unic în țara noastră acest mausoleu prin faptul că are cripta eroului necunoscut deschisă și uh, ne bucurăm că revin an de an uh, oamenii sau revin chiar și după 30, 40 de ani uh, să și aducă copiii, nepoții, strănepoții chiar de la depărtări uh, de la București, Constanța și chiar de peste hotare dacă mi-aduc bine aminte, sunt oameni care, iată, acum stau în alte țări, dar revin cu mare drag să-și aducă, să arate ce-a însemnat eroismul românesc pentru poporul nostru și acest pausoleu este un astfel de loc. Cum vă simțiți când vin motocicliștii sau bicicliștii an de an? Ne face o deosebită plăcere. Vedem grupuri, iată, din ce în ce mai mari, oameni care sunt atrași și de istorie, în afara motoarelor, iată, și de punctele noastre muzeale. Asta au fost întrebările. Sper să ne mai revedem și la următoarea drag. Cu